De pe ringurile internaționale, campioana mondială, Nadejda Cancer, a revenit în satul ei de baștină la Hârtopul Mare, Criuleni, unde a deschis o școală de kickboxing. Copiii au început să apară chiar din prima zi, când, în timp pandemiei, când oamenii nu aveau ocupații. Și eu am revenit în sat, vroiam ceva să fac, dar nu eram sigur ce vroiam. Taman în perioada aceea și cu sport am făcut o pauză și vroiam ceva să fac, dar nu eram sigur. La dorința copiilor și părinților și prietenilor am înțeles că ar fi bine de încercat. În prezent sunt copii la sală din 5 sate, 6 sate din la sală. Chiar sunt copii din Izbe și din Jmăvâni, din Hârtop Mic, Hârtop Mare, sunt din Chișinău, chiar vin. Dar din cei care au posibilitate cu transportul, mă rog, dar așa, vara vin noi mulți. De câteva ori pe săptămână aici vin peste 60 de copii. Dacă orele la școală s-au încheiat deja, antrenamentele vor continua și în timpul verii. Se vorbea despre o sală și vroiam și eu să vin vara, că să mă ocup și eu cu ceva. O școală de sport, eu spun că este necesară pentru copii, pentru că au ocupații și se antrenează, nu stau în telefon. Primele antrenamente au fost ușoare, mi-au plăcut și am vrut să vin și eu să mă antrenez, să fiu mai puternic. Este o campioană care pentru noi ca o mamă. Am câștigat și medalii de locul 1 și vreo una de locul 2. Unde vrei să ajungi și care este scopul tău? Eu n-aș dori să fiu un luptător de performanță, dar să mă antrenez, îmi place. Să fiu sănătos. Fiu puternic și sănătos. Pentru ei, Nadejda este un exemplu bun de urmat, dar sportul presupune nu doar antrenamente. Aici copiii pot să comunice pe diferite teme și au devenit o echipă unită. Mă numesc Gașimana Maria, sunt clasa 9, sunt de satul Hârtopul Mare și am decis să vin la acest club de sport cu 3 ani în urmă. În primul rând m-a impresionat faptul cum aici totul decurge, cum antrenoarea comunică cu noi, foarte deschisă, glumeață, vede o dragoste la sală. M-am dezvoltat cât pe plan psihic, dar și fizic. Am acumulat oarecare experiență, am învățat cum să mă apăr în caz de cineva mă atacă, chiar și în stradă, în public, nu contează unde. Nadejda Cancer s-a impus la nivel internațional în anul 2018 la gala KOK, care s-a desfășurat la Chișinău. A îndrăgit acest sport încă din adolescență. Am aflat că în școală se deschide o secție de kickboxing. Dar atunci, anii cei nu știa ce înseamnă kick. Acum este foarte simplu și toți știu, dar înainte nu era posibilitate și eu nici nu știam ce înseamnă asta. Mi-era atât de greu, deodată nu înțelegeam nimic, pentru că fată, eram foarte slăbuț, aveam 45 kg. Și așa, la insistență, adică mă ducem la sală, mă antrenam, mai plângeam, mă mai loveau, dar din toți cei care au fost pe perioada aceea, eu am fost unica care a rămas în sală după o perioadă de timp și am plecat cu antrenorul meu la competiție, domnul Andrei Vasuc. Și din prima competiție eu am avut 2-3 lupte, parmi, și le-am învins pe toate și mai departe am zis că asta este a mea și eu vreau să ajung și eu. Acum, discipolii Nadejdei se văd și ei în viitor mari campioni, iar pentru asta muncesc mult. Am vrut din mititel, când am făcut armata, așa că nu a fost posibilitate să învăț. Nu era școală în sat, nu era. Și s-a prânit, s-a deschis doamna Nadejda aici, așa am auzit din sat la băieți, așa am venit și eu. Alergăm întâi. Facem încălzirea la picioare, tot frumos, și apoi după lucrăm cu brațele, cu asta, combinații, învățăm tot ce e posibil. Tu nu trebuie să pleci la oraș, undeva ta, este în sat, e aproape, drept la școală aici. Asta e super. Eu sunt Țăcaneana, vin din satul Izbiștești și chiar dacă distanța e mare, nouă ne place și nu este nimic, nu ne încurcă. Mereu găsim o soluție să venim la lecție. Să ne pierdem fricile de toate fobiile și să fim mai curajoși. Mai mulți băieți practică acest sport, dar uite că și fetele vin. Este o diferență? Nu, adică fetele mai mult se apără de băieții care vor să le abuzeze fizic și moral. Este o motivație, ne motivează în fiecare zi, este un exemplu și este o profesoară foarte bună. E
ei sunt pregătiți fizic, și alergări, și tracțiuni la bară, și genuflexiuni, tot ce ține de pregătirea fizică, ei au chiar rezultate foarte bune. În mod, pe normativele care le facem noi la început de an și la sfârșit de an, este nivelul adică destul de mare. Eu când am început aici să fac, băieții nu puteau nici flotări să fac. Dar acum văd că fetele deja întrec și băieții și super, nu știu, eu mă bucur că ei fac sport. În primul rând, o rezistență foarte bună au. Am participat la un campionatul Republicii Moldova ca unul. Prima oară am participat la așa un nivel. Avem campioni în Republicii Moldova, deja avem vice-campioni. Sunt copii care începători cu locul 3, dar pentru mine este părător pentru că ne-am dus din banii proprii, din sursele noastre. Ne-au ajutat școala sportivă Criulin, puțin, dar practic toți părinții achit. Acum am fost iarăși la Urhei, la campionatul Urhei și unde copiii au venit tot cu foarte multe rezultate, locul 1, 2, 3, super. Și chiar un băiat de Andrei Sau s-a clasat și a primit și cupa pentru cea frumoasă luptă. Mi-aș dori ca toți să aibă motivația care o am eu pentru sport și sper să nu se pierdă dorința asta a mea pentru toți. Aș vrea, dorința mea să fie la toți. Dacă aș avea așa putere, aș da la toți. Nadejda Cancer și-a îndeplinit visul de a permite copiilor să facă sport acasă, fără să fie nevoit să circule la oraș.